ultima perioadă, numărul delfinilor morți sau răniți descoperiți pe litoralul Mării Negre a crescut. În eforie, un alt mamifer marin a fost adus de curent pe nisip printre turiști. Oamenii au sunat la 112, crezând că acesta ar putea fi salvat. Biologii cred că mamiferele sunt afectate de poluarea fonică produsă de războiul din Ucraina, mai exact de zgomotul bombardamentelor, dar și de activitatea intensă a navelor ce tranzitează marea. Este un delfin, un marsuin de mascul, de probabil adult, mor de câteva zile, 4-5 zile. Aruncat de brizanți, e furtună la eforie, aruncat de brizanți, l-am putut vedea. Altfel ar fi rămas pe fundul apei fără să știm de el. Dincolo de război, sunt modificări ale tiparului transporturilor, care este mult intensificat. Transporturile vedem și noi, în radă, foarte multe nave. Multă gălăgie. Potrivit unui specialist de mediu ucrainean, până la 5.000 de delfini au murit din martie și până în iulie, o cifră de 3 ori mai mare decât cea de dinainte de război.